Eu când am venit la Dâns și în Familie, eu eram șocat în unul din cele mai bune cluburi din Chișinău. Și zic, Doamne, ce-am făcut? Și asta era a doilea deja moment după domnișoara cu... Și-ți scriu ție mesaj de rău că tu ești așa, tu ești așa. Dar să nu uităm că oamenii aceștia au o mai mare influență uneori ca președintele Republicii Moldova. Cu un story de-al lor poate să distrugă și business-uri și reputația și tot. Și câți? 10? Amuși venim. Cu domnul dat este prieten cu un prieten de-al meu. Eu mă story și zic, și ești prieten cu dânsul? Și da. Că bine că nu m-am sfădit. Că nu știu, și eu, splâng. Să vezi că de tare am bușit a doina. Mi-a fost jene strașnă. El și-a pierdut totul. A făcut accident, soția a fost împușcat. Eu nu știu de ce a făcut ea asta. Eu până în ziua de astăzi când am întâlnit-o, nu știu pe unde. Și concret, a spus, vrem să colaborăm cu tine. Poate pe viitor și cu soția ta. Sigur, acolo pagina Lucatea, pagina mea și... Personajele copilăriei mele sunt bunei mei, asta este bunica, Valentina și bunelul Anatolie, ei mereu erau alături. Mama mea a divorțat cu tata și a plecat peste hotare pentru că era nevoită să plece pentru a avea un trai mai bun. Mulți asta nu înțeleg cu părere de rău, eu înțeleg foarte bine pentru că asta tot este dragoste de mamă, care este foarte greu să-ți lași copilul și să pleci peste hotare și să faci un ban. Nu aveam momentul ăsta de comparație. Eu știam că mama mea este undeva peste hotare, știam că mama muncește pentru mine și o să-mi trimat bani pentru ca să mă îmbrac. Ce mai greu era cu tata. Asta era momentul, pentru că ea ca ai spate de deschis paranteza asta cu tata, pentru că fiecare băiat are nevoie de un tată. Eu am crescut fără tată și asta am simțit-o în perioada când aveam 14-15 ani, când tu deja te începi a maturiza și în momentul ăsta ți-ți trebuie uneori o palmă de la tata ca tu să înțelegi și te îmbărbătești în momentul ăsta ca să nu crești o treapcă, să spune la noi, da? Să crește o muiere sau cum mai spun, dar nu știu cum asta a trecut pe alături de mine, probabil toată disciplina lui bunica mi-a scos toate zdrașii din cap, dar îți spun că uneori stăteam și mă gândeam, poate mie îmi trebuie tata alături care să mă iei și să mă zghiuie așa, știi, să-mi arăt puterea de bărbat și să-mi spună careva idee, știi, să... Eu citeam pe internet sau văzusem în filme, adică cum se comportă tații cu fiii săi și... El nu mi-a ajuns foarte tare, dar asta nu știu cum așa. Eu câteodată mă gândeam și parcă puțină nostalgie, puțină tristețe, dar nu știu cum sunt așa foaia și eu parcă uitam de asta. Și iar peste perioada repetem să mă duc aminte. Dar dacă de văzut cu dânsul, m-am văzut foarte rar, m-am văzut la când eram în clasa 5-a, clasa 10-a când am unit bunica. Și în anul 2 de universitate, când am mers la el și am spus că ia că cum vreau să mă însor și i-am spus o chestie, că dacă vrea să discute, să ținem careva relații, pentru că i-am spus ce a fost 18 ani în urmă, ai avut cu mama, cu treburile tale, nu știu ce ai avut, a fost în trecut, deja i-am crescut, am careva o gândire și dacă vrei să comunicăm, să menținem careva relații, doar am să te rog una, să nu servești. Fumat ca fumat, mai înțeleg, l-am rugat să nu fie alcool. Și ca să fac o greșeală foarte mare, să mă sune în noaptea aceea, la ora 2 de noapte, beat, și să-mi spună că, oh, cât ești de bucuros că ai venit la mine. Nu, eu și te-am rugat atunci. Câteva ore în urmă te-am rugat. Dacă vrei, doar asta. Dar așa a fost motivația, probabil, și tare. Poate el se uită acum la mine și mă recunoaște și e mândru de mine. Dar asta e. Bunica mea este o femeie de aur. Toți care mă întâlnesc pe mine, toți care mă cunosc pe mine, zic că bunicii tăi le trebuie să-i pui medalii de aur în gât, pentru că ea merită, pentru că a crescut așa băiat mare și frumos. Și ea este foarte inteligentă, ea este foarte strictă, disciplinată, ea este mereu la locul său. Ea dacă și-a pus un scop, ea până la urmă merge și... o să-și atingă scopul ăsta și ea este foarte muncitoare. Ce probabil s-o transmis de la ea mie, pentru că eu zic așa, până nu termin lucru, nu mă las. Pot să mă culc la 5-6 dimineața, toată noaptea am să lucrez, nu mai termin lucru. Eu sunt singurul din familie care are studii superioare, sunt singurul din familie care deja are o specialitate, lucrează în această specialitate și eu vreau să...
eu vreau să ajung om, știi? Adică nu zic că rudele mele nu sunt oameni, sunt oameni foarte buni, dar eu vreau să ajung ceva în viață și vreau asta mai departe, vreau să lucrez mai departe și tot parcă să-i demonstrez bunică că munca ei nu a fost în zadar făcută. Ea în fiecare seară stă cu fiicele sale și vorbește pe internet, e la mine tare glamurnă. Are și Instagram și Facebook și un moment foarte important este că ea mă urmărește. Și uneori ce postez eu mă gândesc ce o să vadă bunica mea. Pentru mine asta este foarte important, deoarece, am spus, bunica pentru mine este un nu este ultimul om în viața mea, este cred că pentru primii oameni care chiar când fac accident sau careva chestii, adică scrie, fii mai atent la volan, nu sta în telefon, poate să-mi scrie, sau, adică e pe telefon, da, tatează, îmbrăcați cu kilo și ăla, că e, adică îmi faci careva observație și eu zic, bunica, dar tu vezi că eu citesc mesajul, eu văd că acolo scrie SIN, dar ce înseamnă, nu știu ce e asta. Și îmi place foarte mult că bunica mea este așa în vogă, știi, și ea. Și tot mă întreabă, dar de ce e asta? De ce relație aveți? Dar de unde e mașina asta, știi? Adică e este interesat și e participă în viața mea. Adică ca eu când vin la țară, noi discutăm despre tot. Și da, ea cam vezi că ați fost acolo, da, dar cum acolo, știi? Și asta este foarte bine, gândesc. Și cred că toți părinții ar trebui, sau bunii care au copii, care stau pe Instagram și mai postează ceva, pentru că este o platformă foarte interesantă și Instagram și Facebook și tot deoarece ca să le demonstreze și locurile unde se află, că sunt în siguranță, ceva de genul ăsta și desigur se comunice. Eram clasa 7, era vara și m-am gândit cu antrenorul meu și el spune, hai vină la antrenamente, vină la canoe. Și spun, nu, că eu trebuie să învăț, că adăugător la matematică, că în școală, că eu mă pregătesc de examene. A trecut câteva luni, când m-am bătut la școală cu un băiat foarte tare și atunci sunt la prietenul meu cel mai bun și zic, băi, eu vreau să ne antrenăm, să facem sport. Și se primește așa că eu numeresc la acest antrenor care vara mă chemasă. El mi-a fost ca tată, el m-a îndrumat pe drumul care trebuie, pentru că, adică, deoarece în ziua de azi nu fumez, nu servesc, sportiv, antrenor și multe alte chestii. A fost și grasă, da, a fost grăsuț. Tortoșel, cum zice bunica. Mie mai tare îmi place când ești așa, mai tortoșel. Și în clasa 8-a i-am început a slăbi, deoarece odată am dezbrăcat pe eu în fața la o fată, adică nu știu că am cărți, n-ar azi de bani, adică s-a dezbrăcat. Și i-am pierdut și am scos mai și era grăsime și era și de rușine. Și am început să mă antrenez și deja la tot s-a băgat ideea în cap, Cristi e la antrenament, Cristi a antrenat și el așa e toată viața. Am vrut să ajung la Jocurile Olimpice, asta a fost un scop foarte mare. Am vrut să ajung la Jocurile Olimpice pentru tineret, în care n-am fost invitat de stat, a venit un băiat mult mai puternic, a mers el a luat locul întâi, asta e bravo lui. Dar am vrut să merg măcar la campionatul european și care a fost o strâință foarte mare când aveam 18 ani. Eu munceam în vara aceea, ți-o minte, am pierdut doar două antrenamente. Asta a fost ziua mea și examenul la șoferie. Și asta a fost un motiv ca să nu merg la competițiile europene și să mă arunc din echipă, ți-n echipă. Dar a fost un vis foarte mare, că 18 ani și tu ia ca amul, ești plin de putere, tu muncești. Și tu aproape ești la scopul tău, știi, la visul tău. Și ți-i spune, nu, tu nu mergi pentru că ia ca așa ceva. Eu niciodată nu mă gândeam că eu am să devin antrenor, deoarece la mine se primea foarte bine să fiu ca sportiv. Și este foarte greu unii sportivi să devină antrenori. Și când am ajuns la etapa că să-mi aleg specialitatea, eu am ales atunci jurnalism. Și am vrut să fiu jurnalist sportiv. Nu s-a primit mie, pentru că am stat o săptămână la jurnalism, după care eu am mers înapoi la universitate sportivă și undeva în cap am avut că este tot așa un sportiv la canoe care s-a dus la fitness și ea că lucrează și antrenor și se antrenează. Și eu am făcut asta cu scopul ca să mă antrenez mai departe în canoe, știi? Și când am ajuns la universitate, am început asta să-mi placă. Încet, încet, eu am început să studiez asta, să înțeleg asta și tu ajungi la perioada, tot atât în perioada asta când părinții nu prea au bani să-ți deie, tu vezi că în jurul tău te scupi în cluburi sau la cafenele, restaurante și tu tot vrei să mergi undeva să-ți cumperi ceva, o haină nouă, cu preghidea de dar și noi. Și zici, e și bine dacă eu aveam să am un salariu, știi?
Și în luna mai, primul an de universitate, pe mine mă invită un prieten de-al meu la un serviciu, în unul din cele mai bune cluburi din Chișinău. Și am zis că cred că asta e o șansă foarte bună. Și asta a fost o șansă foarte bună. Asta a fost o școală foarte bună pentru mine. Și am început deja cam 3 ani de zile să lucrez în domeniul dat ca antrenor de fitness. Clienții pentru mine sunt pâinea mea, ei mi-aduc mie salariul, asta e, și cât mai mulți clienți am, cât mai mare salariu o să am eu. Cât mai bine o să fac lucru, cât clienții mai mulțumită o să fie și mai loial, atât mai des o să vină la antrenamente. Dacă tu ești perseverent și te atingi foarte bine de ceea ce faci, oamenii înțeleg asta și văd că tu arzi cu asta și îți dau toată încrederea în tine. Până la carta, eu niciodată n-am vrut să, nu că să apăr o femeie, dar n-aveam așa interes de a-mi da tot pentru o femeie. Când a apărut carta, eu deodată am devenit mai strict, am zis că asta este femeia mea, este pentru mine, nu o dau nimănui. Adică dacă până acum cineva putea să-și permită să scrie prietenii mele sau să îmi invite la o cafea, acum dacă scrie pe spune, atunci dacă scria cineva, e cum nu scrie, că e măritat. Poate ce scrie, cine știe, și eu nu știu. Dar din momentul de când am început să mă întâlnesc cu cartea, eu am văzut ea un viitor. Și am spus că pentru dânsa eu vreau să fac tot. Pentru dânsa eu vreau să muncesc, pentru ea vreau să trec peste greutăți. Ea are tot ce am eu nevoie. Sincer, eu odată stăteam și mă gândeam, eu n-am nevoie de atâția prieteni. Eu n-am nevoie uneori să ies seara de seară la bere sau undeva unde ies băieță sau... Eu am nevoie de ea pentru că eu înțeleg cu ea, eu zâmbesc cu ea, eu vorbesc cu oamenii, pentru că cu ea bârfesc, pentru că așa și trebuie să fie, știi? Așa vă spun vă secretul. Și eu înțeleg că toate momentele care le-am avut, cele mai interesante au fost cu ea. Cu ea, Katia, noi mergem în Odessa de seară, mergem? Da, am zis ne-am dus și am plecat la Odessa. Mă sună Cristi, noi mâine plecăm în Turcia. What? Și dacă chestia de asta, eu le adorm, ea este foarte spontană și cred că bine că mi-am ascultat inima, dar n-am ascultat oamenii care au vrut să îmi pună bariere. A fost o cunoscută de-a mea care o cunoștea pe Cata și mi-a zis că nu-ți trebuie ție fata asta pentru că ea este rea. Ea nu e așa cum este pe internet sau în vlogurile sale. Ea este mult mai rea, ea e cu probleme și ție nu-ți trebuie. Și vezi că cineva a văzut careva defect în ea sau în caracterul ei și eu pot spun că caracterul ei este foarte greu, dar fiindcă eu o cedez mult, dar fiind eu puțin mai calm ca ea și ea atât de aprinsă, te-ți pune la echilibru, știi? Adică ea mereu, ea maximalizează lucrurile, iar eu le balansez, știi? Dar o greutate foarte mare, probabil... A fost atunci când trebuia să fac pasul ăsta, să mă aleg să mă însor sau nu, știi? Adică când tu iubești persoana, când ți-i interzice asta și tu să o faci sau să nu faci pentru că cineva ți interzice, să faci așa cum dorești sufletul, cum dorești tu sau să faci așa cum îți spune cineva. Și atunci a fost o greutate foarte mare, deoarece era foarte mult pe capul meu, să faci, tu ai 19 ani și tu trebuie să faci un pas mare și pe tine te opresc. Tine te limitează la foarte multe, ce este legat și de finanță și de careva chestii, chiar și ești mașină. Și atunci a fost o perioadă grea. Dar eu să văd că am făcut un pas foarte important și foarte sigur și încrezut în sine. Pentru că eu am spus că dacă eu fac pasul ăsta, eu răspund față de dâns și eu vreau să răspund de dâns. Și să zic că am făcut ce unui bărbat de 30 de ani este frică să facă. Și eu la 20 de ani, când m-am măsurat la 21 să am copil, unul de 30-34 de ani, pentru că e frică, el se teme de chestiile astea. Și noi fiecare avem un plan și toți să imaginăm planul acesta pe o foaie A4, da? Vreți să fim școală, universitate, serviciu, carieră, bla 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 bla, nuntă e copil, da? Copii sau familie acolo jos. Eu am încercat cumva chestiile astea să le bag așa mai sus, și să le pun, sau să le pun alături, știi? Adică să fie și lucru și familie totodată, adică ca să muncești. Pentru că ne vrem și să ne relaxăm și să facem bani și familia cumva. Și eu am apucat așa, totodată și să fie tot împreună. Așa că acum și familie și aștept și al doilea copil și serviciu și muncesc și n-am murit.
Eram la lucru și lucrasem cu o domnișoară. Și în momentul când stau lucrau cu ea, îmi râd de cap și mă uit către Katia în sală, știi? Și zic, îmi cer scuze, dă-mi voie să duc să mă salut. Și vreau să mă răspia și văd Katia se duce la antrenamente de grup în care am intrat în altă sală și eu n-am intrat după ea, adică, ok, n-am vrut să-mi incomod. După care eu lucram mai departe și deja eram mai aproape de sală și ea a ieșit și făcea lutele și făcea antrenat abdomenul. Și era atât transpirată, flocoșită, așa, cu părul. Și zic, băi, îmi cer scuze de la client să mă stragă, zic, pot să mă duc să mă fac cunoștințe? Da, desigur. Și apropo, este toată persoana care, ți-ai minte, asta eu ți-am dat voie să duci să faci cunoștință cu Katia. Și merg la ea și spun, salut, tu ești Kate? Bă, și e tipa, da, așa s-a rușunat, știi. Dar eram un pic mai antrenat, hai să spunem, că atunci făceam, eram în picul de forță de antrenamente și eram într-un maior așa pe corp. Cum spune, așa, slim, da, era un maior slim pe corp și ea s-a făstășit. Și a spus că da, sunt Katie, după care i-am spus, m-am apropiat cu scopul, nu de a face cunoștință ca ea să fie clientul meu, dar m-am apropiat cu scopul, pentru că știam atârnarea unor antrenori din sală și zic, nu dă doamne fata asta să cadă la unui antrenor din sală. Pentru că zic, mai bine să cadă la mine și știu, zic, poate nu antrenez cel mai bine, dar știu personal că atârnarea mea față de client este mult mai bună ca altora. Și deja îi spun, uite, dacă ai nevoie de ceva, îți cunoști în sală sau dorești să faci un exercițiu, poți să te apropii de mine, am să te ajut cu mare drag. Și bă, da, mulțumesc foarte mult. Și după care am plecat, ea nu și-a luat rămas bun special ca să duc acasă și să-mi scrie mie prima. Apropo, ea mi-a scris mie prima și eu am citit, nu Ecaterina Pocitarenco, dar Ecaterina Postolache, este o cunoscută, este preșoara cel mai bun prieten, este plecat în America și zic, și vrea Katia de la mine, este măritată, are familie și zic, what? Pot să răspund când, îți răspund când ajung acasă, dar eu trăiam la cămin și ajung la cămin, mă pun în pat și Ecaterina Pocitarenco, uite o dată. Katia, mi-a scris mie? Să vezi și de bucuros eram, parcă eram un copil, știi, când îi faci un cadou și bucurie, Doamne ferește. Și da, eu rece scriu, da, salut, sunt Akashi, scuză-mă, te-a frumos că mi-am luat rămas bun, că mă simt atât de incomod, că e special, a făcut asta ca să-mi scrie. Și deja zic, nu trebuie să spui așa, că e tot ok. Și deja când am văzut a doua oară la sală, ea stăteam pe bicicletă și noi așa de liber discutam, de parcă ne cunoșteam de viață și deja s-a început încet să discutăm doar pe internet, n-am ieșit. Și într-o seară ea m-a rugat pe mine să mă întreabă, vreau să pregătesc o prăjitură și nu am vișină, dar ca să înțelegi era toamnă, iarnă deja și zic, am o șvin. Ca să înțelegi, de la Dubăsare, 50 ceva de kilometri, că din satul meu până la ea acasă, vreo 50-60 de kilometri, eu în jumătate de oră eram la dânsă la poartă. Îmi zic, hai ieși la poartă, că ți-am adus vișnă. Eu zic, ești nebun? Zic, da, serios. Și eu am adus vișnă. Ca să înțelegi, dânsă cred că asta a cucerit foarte tare, adică am să-și gest. Și de aici s-a început toată. Istoria vișnă. S-a deja mi-a cerut virgine și toată. Acolo și... Și? Nu, stai. Amnezie. O vastilă. Stai, cu virgine. Eu... Am avut relație voastră. Eu și Rem Vladimir tare mult. Eu experimentam asupra dragostei lui, sincer. Și nu și de-aia este curățit și Rem. Dar virgine, stai. Вишен Боркан, ста, да, вишен де ла буника, да. Но и нума еще пусим с нинтелним. Ши ел спуни, ю яка с ла буника. Спун, о, да по вой кред кэ фашица естя компот, де естя ш вишен, яка ну не амитес кум аста, да вишня в собственном соку, ям спус. Ши ел спуни, требуй сма уйтым беш. Шо зик, hai, dacă ai să ne aduci și eu să-ți fac ție un pirog. Și el zice, bine, șocul meu că el a venit, că el n-a uitat despre asta și a venit încă și mai devreme și ne-a adus vișină și spune, păi tu să-mi pregătești pirog. Și așa, tipa,
tu realna, el pe mine m-a cucerit cu vișna asta, serios. Eu nu țin minte dacă așa era, dar țin minte că eram foarte naglă și am spus, o bancă de vișne, te rog, și ne-a adus-o. Și în seara aceea, când noi am vrut să ieșim, apropo, ei mi-a spus direct în față că dacă tu vrei să ne întâlnim, eu am să mă întâlnesc doar cu un băiat care are scopuri și care dorește. Adică eu n-am să mă culc cu tine, eu am să mă culc cu soțul meu, pentru mine asta era tabu. Cum așa, băi? Toți fetele până acum care au fost cu mine, spunem așa, adică nu era nicio problemă și tu ne-apari în viață și îmi spui despre principiile tale, să te uleagă. Și am spus, dacă noi nu o să ne întâlnim și nu o să avem careva scopuri în viață împreună, noi nu o să ne mai vedem niciodată. Și așa, ladă. Și mai pe scurt, noi încet, încet, eu am gândit foarte bine și eu am decis că eu vreau să mă întâlnesc cu asta. Și noi am început să șim. Și ei ne-au spus în chipul, dacă tu ne-ai să vii cu flori la mine să-mi spui, hai să ne întâlnim, noi nu o să ne întâlnim. Eu încă și asta vrăiesc, eu încă... Adică noi de-am ieșit, de-am vă trei ori și noi nu ne întâlnim. Nu! Vreau să vii cu flori să... Și am venit cu flori. Am venit flori la Paște, am zis că eu vreau să mă întâlnesc cu tine. Și de deja peste o lună jumătate i-am cerut-o. Vreau 350 de lei am dat de vreodată. Nu e ieftin, v-aș spune eu, pentru un student. Dar... Dacă să ajungem la momentul că se dau în fiecare marți flori. Se închipui? În fiecare marți eu aduceam flori, odată i-am adus 101 la lele. Da, și așa de bucuroasă era, era de somn înflat, și bucuroasă era. Dar într-o bună zi mi-a spus Criste, hai nu mai aduci flori în fiecare marți, mai bine des ținem banii ăștia și hai mai bine undeva în oraș. Și zic, o, e ca asta, da, mie îmi place. Deci că florile, da, ok, trebuie să dărim flori la femei, dar că așa, mai rărut, dar mai drăguță. Dar ele nu sunt atâtea de multe. Un moment care mă deranjează la Cata este când ea mă sună mereu. Îmi spune, la mine antrenamentul, hai să spunem, este de la ora 10 până la ora 11 și mă sună la 11 și un minut. Unde ești? E într-atât de tare are nevoie de mine, adică e într-atât de tare s-a acomodat cu mine, s-a, nu știu, înduce lipsa, pentru că spune, eu nu pot fără tine. Înțelegi? Adică pentru mine, eu 5 minute asta e o viață întreagă, eu îmi spun. Ce mi-e femeie cu tine? Eu vin acasă, n-am mutiaj. Hai mai repede, duc și să împing tăte mașinile să vin acasă. Asta mă deranjează când vine, sună, unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Unde ești? Știi? Eu vin acasă și deja m-am deprins și eu cu asta și eu o înțeleg foarte bine. Pentru că ea uneori stă acasă foarte mult timp. Înțeleg, lucrează acasă, stai cu Eugen, oricum stai în patru pereți. Și când vine Criste, tu parcă vrei să vorbești cu dânsul, știi, să-i dai. Și eu înțeleg că dânsa foarte bine și primesc deja momentul ăsta când mă suni. Unde ești? Știi cât ai ieșit? Hai, vin acasă. Dar eu nu pot să fac asta, pentru că înțeleg că eu sunt foarte comunicabil, mai ales când omul vine la antrenament și deja se creează careva relație cu omul, mai ales dacă sunt de ani de zile. Și după ce termin antrenamentul, el vrea să mai discute un pic. Nu se termină antrenamentul fix o oră, poate fi și o oră și 10, o oră și 20 de minute. Dacă programul este mai mare sau dacă omul are careva probleme sau se deschis o temă așa mai. Mai ales la noi cu bărbații e tare greu, dacă deschide o temă până îi termine, tare mult. Despre colaborările pe Instagram, am avut posibilitatea să colaborez și cu companii foarte mari, chiar mulțumim tuturor. Pot să dau și nume? Da, una dintre ele este Targenul, care m-au ajutat cu foarte multe, mi-au propus o colaborare de pe barter, dar dacă sunăm în finanță, este destul de, adică sunăm în bani, este foarte și foarte bună această colaborare. Cea mai bună colaborare în bani. Nu ți-am minte dacă sincer. Au fost acolo așa careva, dar așa mediu n-a fost, cine știe ce mari sunt. Dar cea mai neplăcută colaborare a fost atunci când ești invitat de un restaurant, chiar acum recent a fost asta, ești invitat de un restaurant și ești invitat de ambii șefi la o întâlnire, tu îți inviți și soția pentru că este important pentru tine. Și concret au spus, vrem să colaborăm cu tine, poate pe viitor și cu soția ta. Sigur, acolo pagina mea și pagina lui Cata.
Și mi-au spus așa în condiții. Uite, noi n-am lucrat niciodată cu blogeri și zic, eu niciodată n-am lucrat cu restaurante. Și ar vrea să încerc. Hai să încercăm o lună, să vedem ce rezultate avem, ce feedback, ca după asta să vedem ce putem spune pe viitor. Și după care ei mi-au propus să mie să lucrăm o lună, nu că pe batere. Ei o lună au zis că am un cont deschis, eu pot să vin să fac ce doresc, să mănânc cât doresc. Cont deschis. Logic, dacă este cont deschis, poți să mănânc și de 100 de lei, poți să mănânc și de 1000 de lei, n-are importanță. Dar când am vorbit cu ei atunci, am întrebat, poți să vină toată familia, pentru că este mult mai interesant când vine toată familia și toată familia gustă, adică tu dai o încredere acestui restaurant. Și când am văzut el, când mi-a spus el, da, este ok, veniți cu toată familia, și am fost odată cu familia, timp de 2 săptămâni, și când a venit a doua oară, s-a apropiat administrator și a spus că m-a sunat șeful și a spus că noi nu putem să vă ținem cont deschis. Și zic, n-am înțeles, de ce șeful dacă... Și sun șeful și zic, alo, și acolo răspunde prietena lui, pe care i-am spune, eu am decis că așa nu o să fie. Eu zic, stai dragă, noi am discutat cu tine sau cu cine am discutat? După care îmi spune, noi am decis așa și noi putem să vă punem cont deschis doar ție și soției tale, pentru că voi puteți puneți reclamă pe Instagram, dar familia voastră nu. Și zic, păi care-i treaba dacă e cont deschis? Nu înțeleg, asta este familia mea. Și am rugat frumos atunci ca să mă lasă seara aceea să stăm cu familia, să nu-mi deranjez, pentru că era o seară de duminică. Duminică am fost la biserică toată familia și am vrut să petrecem toată ziua împreună și nu am vrut să fie momentul ăsta. După care am spus că nu, categoric, nu să fie așa ceva. Am zis, ok, colaborarea noastră și ea a sfârșit. Vă rog frumos, eu am sachit tot ce am comandat astăzi, dar lasă-mă să ne șeful mâine. Și a spus, bine și la revedere. După care eu îi spun, băi, eu am așteptat 2 ore comanda mea, de ce? Așa trebuie să vă folosiți? Este foarte rău că voi aveți așa o părere de vloggeri, de influenceri în Republica Moldova. Eu nu mă socot mare influencer în Republica Moldova, nu mă socot mare vlogger. Dar atâta timp cât eu am 25.000 de vizualizări pe story și mă întreabă lumea, am o discuție cu oamenii de Instagram, înseamnă că eu am o influență oarecare. Și atâta timp cât tu îți permiți să calci influencerii, atâta timp o să permite ei să te calci pe tine, pentru că nu trebuie să te confrunți, pentru că la noi în Moldova nu știu cum unii oameni nu iau asta în serios. Ei, influencer și acum, ei, vlogger și cu telefonul acela și filmează și asta. Dar să nu uităm că oamenii aceștia au o mai mare influență uneori ca președintele publicii Moldova. Și nu zic de mine, zic de alții care sunt mult mai bravi ca mine în Instagram și mult mai sistematizați, că un story de-al lor poate să distrugă și business-uri și reputația și tot. Și ia că am ajuns la momentul ăsta că pur și simplu am fost neînțeles și am început să strige la mine și am zis, ok, eu vreau ca tu să-mi întorci banii, să facem diferența dintre story și vizitele noastre la voi în restaurant, după care el a rămas șocat, zic, dar și la voi așa costă? El a crezut că costă 10 lei un story, știi, sau ceva de genul ăsta. Și eu am rămas la idee că eu nu vreau să am sfadă cu lumea, el a spus că el o să-mi întoarcă banii pentru seara care a fost petrecută împreună cu familia. Și am rămas la un numitor comun, pentru că eu nu vreau să fac recenzii improvizate sau, nu știu, eu nu vreau să fac rău nimănui. Nu am chestia asta ca să mă răzbun pe cineva, pentru că noi în Moldova aici suntem un sat mic. Astăzi mă sfădesc cu tine și mâine apare că noi suntem rude sau ne cunoaștem, avem prieteni comuni. Ceea ce a fost și cu domnul dat este prieten cu un prieten de-al meu. Eu mă pistori și zic, și ești prieten cu dânsul? Și zic, da. Că bine că nu m-a sfădit. Nu a fost scump atunci. A fost 1400 de lei maxim. 1350-1800 acolo. 1400 de lei. Dar nu ideea mea este 1400 de lei. Eu am spus, nu este problema de a achita. Pentru că noi eram atunci seara 9, mă tinc la masă. Zic, nu e problema de a achita, dar este ideea de omenie. Pentru că dacă mi s-a făcut așa, deci deja de serviciu mă ca un client, pentru că eu achit, înțelegi? Sau nu este ideea de banii ăștia că eu îmi spune, ei, dar și acolo? Cum adică și? Pentru mine este că eu să mă simt ok și familia mea. Dacă tu îți permiți să faci așa, ok. Zic, nu ți-a fost greu atunci seara să spui, ok, hai seara asta, vă preîntâmpim. Și plus la asta, noi ne-am văzut
cu o zi la mic dejun ne-am văzut acolo în același loc și el putea să-mi spună mie, uite, nu mai avem, nu avem posibilitatea de a face așa, aveți doar tu și soția ta. Dar el a ales altă modalitate de a-mi transmite această informație, care pentru reputația lui a costat 1380 de lei. Bârfele care sunt pe internet despre mine, eu nu știu. Ele nu se. Au fost la început, pentru că au fost la început deoarece au vrut să ne strici cumva relațiile între mine și Cata. Spuneau chiar la universitate, îi spuneau ei direct că Cristian... eu pot spun curvare? Pot spun că... Babnic. Afemeiat? Ok. Despre bârfele care sunt pe Instagram, sincer, nu cunosc ce vorbește lumea despre mine. Poate mă vorbește, nu știu. Dar o idee foarte importantă, ce ți-o minte, asta a fost... cum ai spus? Afemeiat? Da. Dar tu las curvari, ca spuneți. Lasă. Și-a scris căruță și-a venit spus... știi? Sau, momentul ăsta când ne redim, hai, departe. Da, că la universitate o fată i-a spus Kate, că el umblă cu multe femei, el sculcă cu fie, nu cu femei, dar cu fetele de la universitate, el nu e așa cum îți pare ție, el nu e așa de bun, că el i-a comișnit o fată, că el așa. Cel mai interesant ce a fost, că o colegă de-a mea de clasă, care am stat într-o bancă aproape 12 ani de zile, ea a spus prietenii Catei, care ea i-a transmis Catei, că eu la școală am vrut să o violez pe ea, adică eu nu sunt atât de bun cum par, cum arăt eu pe Instagram sau cum, adică tu ți închipă la... Eu nu știu de ce a făcut ea asta, eu până în ziua de astăzi când am întâlnit-o, nu știu pe unde, dar ea ca așa ceva. Pe Instagram nu primesc mesaje urâte, absolut deloc. Poate au fost cândva odată mi-a scris, da, lumea probabil se teme de asta, pentru că eu mereu le spun, vă rog frumos să fiți atenți că internetul nu este paza și securitatea voastră, pentru că noi o să ne vedem oricum în realitate. Și cu cine am vorbit pe internet, foarte des mă văd în oraș, cine vrea să-mi scrie sau vrea să-mi spun ceva, băi, eu sunt aici în parc, eu sunt aici la Energy sau unii mai sunt acolo în oraș, vină să ne vedem, ai ceva împotriva mea sau soției mele? Tet-a-tet, vine și vorbește cu mine. Nimeni nu o să vină să spună în față. Pentru că toți cei care îți vor rău, ei sunt niște fricoși. De asta îi stau pe spate, adică pe față, adică pe dors sau la telefon și îți scriu ție mesaj de rău că tu ești așa, tu ești așa. Pentru că ei sunt invidioși, mai mult mică. Dar eu, slavă Domnului, poate după interviu să ne-o scriu vreo doi. Probabil că văd antrenamentele mele de la box, știi, și se tem, probabil. Invidia. Eu urăsc asta la oameni, îți spun sincer. Când tu vezi un om care are un Mercedes sau are un Gelandewagen, nu știu, un BMW, nu trebuie să dumnezeiești, să zici, aia de ăsta are BMW, că părinții i-au cumpărat. Sau ăsta are BMW, că a fost la Italia, la noi așa spune, la Italia. Dar pe tine și te încurcă să te duci în Italia și să faci bani. Pe tine și te încurcă personal. Eu când văd la cineva, eu presupun, mie foarte tare îmi place Toyota Prado. Și eu când văd un bărbat la această Toyota, eu zic, băi, interesant, cum el a făcut banii ăștia? Ca eu, la 23 de ani, să-i fac mai repede ca dânsul la 30 sau 40. Și foarte tare nu-mi place când oamenii înjură ceva de genul ăsta sau își permit să stăcalce în picioare undeva în public. Eu asta nu accept niciodată. Nu. Chiar și dacă văd undeva în public, stă un soț, soții, prietene, doi băieți, să vedeți care-i treaba. Și vă sfăriți. Dar de ce? Ia m-aș dice repede. Eu mă uitam la filmul ăsta, Home Alone, da, sau Din Doma, să spunem așa, că o știu toți. Și eu mă uitam familia și mare, cât sunt fericiții, că e ce gălăgie. Ca că tot ce am văzut acolo, acum Dumnezeu mi-a dat în familia bucată. Știi? Atât de mulți, așa mare gălăgie. Eu când am venit la dânsul în familie, eu eram șocat. Când au pus o dată pe masă, într-o zi sărbătoare, au acomandat 8 pizza. Ca să înțelegi, noi în total suntem 8, tăți, frați, roile, noi suntem 8. Și au pus 8 bucăți mari, adică sau 8 pizza pe masă. Și eu am luat o bucată și când am pus-o în farfurie, m-a ridicat, nu mai erau. Ca să înțelegi, adică, nu de asta spune că într-o familie mare, nu se cască gura sau ceva de genul ăsta. Este un bărbat
exemplu pentru mine din toate punctele de vedere. Și, și ca soț, și ca tată. Eu n-am văzut așa tată atât de menținut emoțional, adică să ții. Pentru că dacă un copil, el are 5, el are 1. Dacă cineva cu un copil nu se sprăvește și începe a urla la copil, a striga, a bate, el într-atât de bine își menține emoțiile, că dacă cineva a făcut ceva, el... Hai să clarificăm situația. E că așa el reacționează, știi? Adică el nu spune și nici vinovat în situația asta. Nu caută vinovatul, dar hai să clarificăm situația. El, cum să ieșim din problema asta. Plus la asta, ca soț, pentru mine el este un foarte mare exemplu, pentru că să ai... Hai să fim serioși, are o soție foarte frumoasă, sacul meu este o femeie foarte frumoasă și plus asta 5 copii și să menții și relațiile copii, dar și cu soția, pentru că eu îi văd la ei, eu văd la ei cum ei iese la plimbare, ei au timpul lor, el, am văzut asta într-o dimineață, noi foarte des ne întâlnim dimineața la cafea și citim Biblia și el, eu mă întrebasem, de ce mama, soacră, niciodată nu se coboară jos dimineața când toți merg la mic dejun și trebuie să plece la școală. Pentru că de mici copii știu că mama trebuie să doarmă, mama trebuie să se odihnească, pentru că mama toată noaptea probabil s-a trezit cu un copil, cu altul. Și respectul ăsta față de femeie îl văd la dânsul și cât de tare el are. El niciodată nu și-a permis, poate au avut probleme lor în familie, cine știe, el niciodată nu și-a permis față de mine sau față de copii să strige la dânsa sau să înjure, să spună ceva rău de dânsa. Să vii din sat, cum a venit el, a venit de la sat, unde a fost despărțit de sora sa, a avut o viață foarte grea, ca să vii în Chișinău și să ridici și casă și familie, să-ți construiești o carieră, eu gândesc că exemplul viu direct lângă mine este. Și dacă tot vorbim de socru, el odată mi-a spus o frază foarte interesantă. A spus, Cristi, după 40 de ani, să-ți faci prieteni adevărați este foarte greu. Dar chiar simplu prieteni, să-ți faci e foarte greu. Dar eu mi-am făcut și asta ești tu. Și în momentul și așa la mine, știi, mai țineam lacrima să nu curgă și am zis că... Da, eu trebuie să mă țin de omul ăsta, pentru că omul ăsta o să mă țin foarte mult. Copiii pentru mine este o fericire, este o bogăție deja. Dacă până la vârsta de 21 de ani eu ziceam că i-am smăsor la 27, dar copiii am smăsor până la vreo 30, eu zic bine că m-am smăsorat acum și am făcut copii acum, deoarece eu mut la Eugen și eu văd bogăția asta și eu zic că el este... într-adevăr, o minune, pentru că, băi, eu am făcut asta, știi? Uneori nu-ți dai seama cum, știi, cum așa frumusețe ești. Și eu mă uit la dânsă și mă îndrăgostesc de zi în zi ce trece și eu mă uit la dânsă și spun că eu vreau pentru tine să fac tot, știi? Adică vreau să-ți dau ce aici pot eu. Toți părinții vor așa, să-ți dea ce n-am avut eu, să-ți dea cel mai bun, că tu ești cel mai bravo. Dar niciodată n-am avut așa emoții, adică până s-a născut el, chiar în ziua când s-a născut el, eu așa, el se uita la mine și eu l-am dus. Nu chiar, dar deja a doua zi eu nu mă puteam dezlipi de el, adică eu îl țineam, eu zic gata, eu o stată, asta e alt level, știi, level up. Și eu zic, Doamne, cum așa? Dar cu timpul eu am înțeles că este un prieten al meu, chiar nu de mult am citit, copilul este un prieten al tău mic, care nu are bani, care mereu mănâncă din contul tău, care se îmbracă din contul tău, care îți mănâncă nervii și trește la tine în casă. Și se simte ca la dânsul acasă, știi? Și eu zic mereu că Eugen este un prieten al meu. Pentru că eu mă comport cu dânsul nu ca un copil mic, dar mă comport cu dânsul ca un prieten, pentru că eu vorbesc cu dânsul matur. El a căzut jos, zic, hai, te-a ridicat, știi? Normal, el n-a să ridic și o să facă, știi? El ajută, îl ridic. Unii merg în oraș, el eu cu mine sub mână. Când merg undeva, îmi trebuie cu documentele și unii este rând, mai ales undeva pe bănci. El eu cu mine în mână și, pentru că asta este un life hack pentru tătici, și eu trec fără rând, știi? Adică toți uită la mine și eu. De ce, bă? Eu cu copilul în mână mă duc. Și plus la asta, sunt mult mai atras de femei. Femeile se uită la mine când stau cu copilul în mână. Nu, asta așa, chiar. Sfatul pentru fiul meu este să fie, mereu să fii simplu. Nu trebuie să te dai după părerea oamenilor.
mie e sfat că să mi-l-a dat bunica și eu vreau să-l dau și lumea departe. Mereu fă-ți părerea ta. Niciodată n-a ascultat părerea, chiar și a soției. Fă-ți părerea ta, pentru că tu ești o personalitate. Fii mereu om, indiferent de situație. Ai făcut accident, te-a lovit cineva, este un scandal, ești cel mai bucuros sau cel mai bogat, o să fii bărbat din lume sau cel mai frumos, niciodată să nu fii cu nasul sus și să rămâi om până la urmă. Și să dai dovadă de caracter și să nu mă dai de rușine. Că dacă ai să aflu, am să-ți rup urechile. Visul cel mai tare e să rămân aici în Moldova și să mă construiesc aici, treaptă după treaptă, după treaptă, după treaptă, și să rămân om. Din muzică foarte tare îmi provoacă tristețea melodiile din Hatico. Eu foarte tare iubesc animalele și îți amintim cum simțea acel câine și eu îmi este foarte milă de câini. De animale în genere și muzica de acolo îmi provoacă o tristețe și apropo, eu ador momentul ăsta de tristețe ca să înțelegi de ce când eu ascult muzica asta așa îngândurată, e momentul când tu te gândești, tu analizezi, tu visezi în acest moment, pentru că când tu asculti muzică veselă și stai în mașină, muzica la maxim, e vara, tu n-ai gândurile astea de descoperi ceva de genul ăsta și eu iubeam seara, când veneam de la antrenament, să ascult acea muzică la pian, care este și în 1 plus 1, filmul și în Hatico și în alte multe. Un bărbat adevărat niciodată nu și-a permis să supere o femeie, gen, nu de supărat singur așa, dar să ridice mâna asupra femeii, să fie violent sau în familie. Un bărbat adevărat nu a permite ca femeia lui să se simtă сейчас скажу на русском. Унижена, умилита. Бърбата адеварат не permite ca femeia sau soția sau prietena lui să nu se simtă umilită lângă el, pentru că eu am văzut foarte des cum băieții ies pe un oraș, pe la cafenele, restaurante și o iau peste picior față de băieți, de prieteni. Niciodată nu trebuie să fie asta. Indiferent de situație, cine ar fi, chiar dacă v-ați vădit în public undeva și o lumea asta vede, mai bine taci și să vorbești cu ea acasă decât tău. Dar un bărbat adevărat trebuie să respecte, indiferent de orice situație ce ar fi cu femeie, chiar dacă te-ai înșelat. Nu trebuie să o bați pe ea, nu trebuie să o... Deja aici este concluzia, ori o ierți, ori spui la revedere. Dar nu-ți permite să, cum fac foarte mulți băieți, începe a ridica mâna, a bate, a bagiucurii, a băga pe internet poze goale, diferite. Un bărbat adevărat nu-ți fac asta. Și un bărbat adevărat își va construi casa, își va iubi familia și copiii. Fiecare femeie este deosebită în felul său, fiecare femeie este frumoasă. Nu există femeie nefrumoasă, există femei care n-au grijă de sine, spunem. Dar fiecare femeie este ideală în felul său. Îmi place că la noi maică am început să facă haine de sport, deoarece la noi în Moldova nu sunt, tot este adus, hainele sunt aduse pentru sport și la noi moldovenii duc lipsa de, eu chiar mă uit la unii oameni cum fac sport, în ce încălțăminte fac sport, în ce haine și eu le recomand la unii oameni, păi mergeți la magazinul celălalt și căutați-vă haine mult mai comode sau e bună pentru antrenamente. Prezența copiilor pe rețele de socializare este binevenită. De ce? Pentru că rețele de socializare, noi ca influencer, putem să le folosim în două tipuri, bune și negative, spunem așa. Eu mă stăresc să le folosesc numai în partea bună, să le dau motivație, să le dau un stil de viață, mod de viață, ce să mănânci plus, minus, educație, cum se comportă cu oamenii. Dar din partea negativă, pentru că eu am mai mulți, deoarece văd hype-ul, văd că oamenii se dezbracă, se arată, se sfătesc și lor le pare că asta este ceva super și este și în vogă să fie. Dar ce recomandații vreau să le dau la unii părinți, cred că să fiți atenți ce fac copiii voștri pe internet, pentru că voi nu știți cu cine să scriu ei. Totuși trebuie să fie un mic control, nu total control, dar un mic control, măcar așa cu ochiul, să vezi la ce se uită copilul tău, de ce este cointeresat.
Pentru că dacă tu nu o să te uiți de ce este interesat și n-ai să-l îndrumezi o leacă, măcar puțin să-l șlefuiești, să nu meargă unde trebuie, da? numai să uite la prostii, da? Dar o leacă, lasă-mă uite o leacă la stil, arhitectură, la muzică, nu știu, pictură, jocuri, chiar și cele jocuri video, dacă tu le folosești cu cap și să le folosești, poate să aduc și venit în viitor, chiar de mic copil, sunt foarte mulți copii talentați în jocuri video, dar mulți oameni nu-și dau seama și cei care bagă tot prostie pe internet, sigur, nu putem să controlăm tot asta, nu putem, mereu a fost, rău și bine, negru și alb, mereu a fost asta și nu poți să-i controlezi sau să-i interzici cu copilul, nu te uita la asta, dar de ce să nu mă uit, dar de ce colegul meu îi spate, dar mie nu-mi spate, știi că chiar așa variante sunt la școală, da, copilul tău poate să spună, ia ca Victor din clasă se uită la asta, lui mama nu-i spune, dar de ce tu nu-mi spui asta, știi? Și trebuie să-i explici, pentru că asta nu dovadă de educație. În primul rând, tu poți, mă dai de rușine pe mine ca mama ta. Mama ta pe spine sau ca tată, da, eu sunt o personalitate oarecare. Tu ești în viitor o personalitate oarecare și tu trebuie să crești un bărbat sau o femeie educată. Și asta, dar acum, să coate, dacă 80% din timpul nostru, noi stăm copii, stau în telefon. Și cred că asta este o sursă foarte bună de a le băga educația lor. De a le promova idei bune, dar nu tot prostii așa. Unul dintre filmele mele mai, așa, care m-a impresionat a fost Hatico, deoarece eram clasa 8-a și până în clasa 8-a nu puteam să-l privesc. Nu aveam derzine asta, nu puteam să-l privesc din cauza că știam că toți plângă supra filmul și zic, da, și eu îți plâng. Să vezi cât de tare am bușit la filmul și la doina. Mi-a fost jene strașnic și cred că asta a fost. Alt film și alt erou, asta a fost actorul Tom Hardy. În filmul Levșa în rusă, să spunem, unde el și-a pierdut totul, a făcut accident, soția a fost împușcată, el a pierdut tot aproape, i-a luat fica și până la urmă el a ieșit învingător pentru că el nu s-a lăsat bătut și el a demonstrat cum să ieși dintr-o greutate foarte adâncă, într-adevăr, accident, lipsă de bani, lipsă de drepturi de părinte, soția ți-a murit, asta a fost foarte greu și cred că unul din filme chiar râdeau sentimentele astea. Și încă un film a fost, pare că, Efect Colibri cu Jason Statham, unde el, băi, tot bate în chestia asta cu familia, pentru că el acolo este tatea unei fiici și ea a fost furată, cum el se luptă pentru fiica sa. Probabil ea ca ceea ce nu mi-a ajuns mie în familie, vezi, am văzut în filme. Și parcă am preluat asta de acolo, nici nu mi-a dat seama că acum stau și mă gândesc, eu chiar acum văd asta. Astea au fost, cred că, trei filme și acești doi actori care contribuie mai mult la visurile mele și imaginații. Că nu știu cât am dat pe eco este. Că este de 2400 tot. Și ce mai ieftină? Cea mai ieftină care este acum la momentul dat la mine în colecție este preche de Adidas, care sunt foarte buni, foarte confortabili. Erau aruncați pur și simplu la gunoi. Din ce cauză? Nu. O, ce smișnă! Spasiba și tot elegești! Nu, ideea cea mai principală că eu nu zgânoi, asta a fost în sală și erau aruncați în lada de gunoi din cauza că aveau două găuri prin părți. Adică gen erau groase, nu știu cum. Și stai eu așa, am scos, m-am uitat, le-am dus la reparație, le-am spălat și poftim. Adică eu pot, n-am chestia asta, știi, cu... Trebuie să fiu numai în ASIC sau numai Puma sau ceva de genul ăsta, adică știi, cel mai scump. Da, poți careva care sunt foarte confortabile și foarte ieftine. O tradiție mai deosebită, așa am văzut-o la familia Lucatea, când în seara, nu, a doua zi de anul nou, ei pregătesc pelmeni, să le spun în română. Pelmeni? Pelmeni în românscă. Cum bude pelmeni în românscă? Doina. Pelmeni? Nu, pelmeni. Dar pe eu mă întreb pe voi. Că ruscii люди скажут как на молдавском пельмени. Ok, încă o dată, momentul este. Da, păi, pune ca să vadă și eu, trebuie să... Să mă pun cacate. Hai. Ce? Vă rog frumos să-mi trimiteți... Să bucăți. Să-mi trimiteți momentul ăsta, vă rog frumos. Un bărbat adevărat continuă fraza monolog.
Ладно, здесь у них еще. Thank you.